Ok, o să avem album în luna, EP în luna noiembrie pe Da. 20, o să avem album în luna decembrie, Corect. o să avem piese noi la anul, Corect. concerte. Concerte. Piese noi, de Și toate. avem în luna asta concert cu Necro, în deschiderea Necro, mergeți în clubul Fabrica pe data de 22 noiembrie. Mark 1 and the Brothers Live în deschidere. Cât de greu e să cântați cu trupă pe spate? E mai bine, e Eu mai rău, am mai mai frumos? făcut-o, eu am mai Turntable, făcut-o, tuc-tac dar și... cu, am mai făcut-o cu 20 CM, am făcut-o împreună cu Biță, cu Chelu, cu Fracă, cu Ombladon, La Best Fest? la Best Fest, cred că ați fost și voi pe Da, acolo. A fost foarte tare. Cât de greu e, nu știu, mie îmi place ce fac și nu consider că e greu. Exact, când Adică, faci ce-ți place, nu o să da, muncești niciodată, știi cum e vorba asta. e tare, îmi place. Ok, pe final, hai să vedem atunci, am văzut piesele tale, hai să vedem o piesă, ce vrei tu să vezi? O piesă de-a... Care vrei tu să vezi? A mea? A cui vrei tu? Nu da mea, frate. Nu de ta. Punem atunci pe final Anthrax cu Public Enemy, una dintre primele piese de rap cu metal. Hai să zicem după celebrul Aerosmith cu Run DMC, care era așa un fel de po, nu era, când a venit era mai Anthrax. funk, era mai, da, aia. Anthrax cu Public Enemy a fost una dintre primele piese care au făcut să se ajungă în 2015 să vorbească de rap metal. Și Mark One, eu sunt Hefe și mai ceva? Nu mai nimic, da? Vedem la concert. Da. Apare și intrați pe Facebook, Mark One. 1. Acolo vedeți tot ce trebuie să... Vedeți. Exact.